Capitolul 4. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Se vom menare! M-am săturat, zice cura celui preanal, atotputernicul Dumnezeu al lui Iacob. M-am săturat de păcatele Babilonului. M-am săturat de păcatele celor care au zis că mă vor sluji până la capăt. M-am săturat de mâinile rujite de sânge. M-am săturat că sângele multora strigă din țărâna pământului. Sunt chemat să răspund sângele vărsat. Și mă întăresc ceasul de revenire. Se vom menare! Prin care să-mi arăt puterea, dar puterea de nimicire. Păcatele s-au împrămădit și sunt multe și nu le mai pot suporta mirosul. De aceea am hotărât ca pe întreaga față a pământului să las urgie după urgie. Să las nimicire peste nimicire. Să despart părinți de copii și pe copii de părinți. Să despart pe tată de fiu, pe pică de mamă, pe noră de soacră și pe cine e de socru. M-am săturat, zice cura celui preanal, atotputernicul Dumnezeu al lui Iacob. M-am săturat de păcatele Babilonului. M-am săturat de păcatele celor care au zis că mă vor sluji până la capăt. M-am săturat de mâinile rujite de sânge. M-am săturat că sângele multora strigă din țărâna pământului. Sunt chemat să răspund sângele vărsat. Și mă întăresc ceasul de revenire. Se vom menare! Prin care să-mi arăt puterea, dar puterea de nimicire. Mi se va viola carnea pe voi. O, viu sunt, zice Domnul Iisus Hristos, pe care mi-ți auzi veșnic grozitoare de aproape și de departe. Pentru că și iată, mulți mi-au întors spatele, mulți și-au murdărit hainele, mulți au curbit și-au prea curbit, iată, mulți au bătut spargeri de familie, mulți, zice Domnul, cum mai pot să văd păcatele Babilonului, pe care și biserica mea e păcată? De aceea voi fi răzbunător, unde voi fi răzbunător. Mă voi răzbuna, zice Domnul, și se va vedea răzbunarea cea, prin lacrimi, prin sânge, prin morți nenumărați. Vă fi steagul cerului la multe familii. Veți auzi în curând. O să vă înfiorați. Dar pentru cei care își vor da seama, pentru cei care vor mai crede în mine, voi lăsa, zice Domnul, plan de izbăvire. De cortul lor se va atinge nimica. Că voi pune scașări ca de cip. Voi lăsa lumină în casă. Voi lăsa toate zice. Și vei și o ușă. Și nimicitorul nu va intra. De aceea voi lăsa aceste semne visibile în toate neamurile pământului, în toate limbile pământului, în toți oamenii, voi lăsa aceste lucruri în tot ceea ce miște. Vor fi urci între animale, vor fi urci mai de natură, mai mari decât ați auzit și ați văzut până astăzi. Ele se vor întâlni în zilele următoare. Dacă mai e frică de mine, zice Domnul, eu sunt, zice Hristos, să nu te lise că pe tine nu te voi lăsa. Pe tine care mă recunoaște toate căile tale, pe tine care te veți smeri în seara aceasta, nu să te las!
Că sunt Domn și Dumnezeu. De aceea vestiți în loc și în lat lucrarea, zice Dumnezeu. Vestiți în loc și în lat să se știe că fac o răspunare în cuvânt. Înainte de venirea mea, o răspunare cruntă, va fi, zice Domnul. De aceea voi care mă înțelegeți și care vrei să te smerești în seara aceasta, ascultă-mă. Pentru că mulți s-au îngăzit și au dat cuvintele mele înapoi. Le-au frântat în picioare chiar în adunare și în biserica mea. Mă voi judeca cu ei! Voi începe cu capii bisericilor! Mă voi judeca, spune, zice Domnul. Mă voi judeca cu cei ce au luat pe Rodo Segot Menae, traile lui Iuda Iscarioteanu. Mă voi judeca cu ei și voi nimici pe ei șaverile lor. Ascultați-mă ce vă spun, zice Domnul. Se brote din canop de viu să. Dacă ai luat seama, teme-te de mine, zice Domnul. Dacă ai luat seama, teme-te să-ți fie frică, să se bată cerunchii de o largă, să ți se gădenească fața de frică, să pici cu fața la pământ, ca robul meu Daniel, să-ți fie frică, bărbat și femeie, tână și bătrân, să-ți fie frică, că dacă nu, vă lua aminte, răspunarea va veni și în dreptul tău. De aceea, ia aminte, tu care ai venit în locul acesta, căci eu m-am coborât să vorbesc, dar nu cum ai fi dorită să-ți vorbesc, ci așa cum am hotărât prin rocii mei, dintotdeauna, când am spus că voi aduce nimicire, am adus nimicirea. Dacă am zis că va fi pace, am fi pace, dar până nu trece nimicirea, nu va fi pace. De aceea pleacă-ți fruntea în țărâna pământului, recunoaște-mă tu care ai venit și eu voi fi îngăduitor cu tine. Bun și îngăduitor. Dacă vei lua într-o săptură, mă voi judeca cu tine oricare ai fi. Am să stai firul vieții, zice Domnul. Și te voi băga în țărâna pământului și nu vei fi mântuit, căci gura mea a vorbit. Amin.
ca prigonieri de lucrători. Dar de cei ce s-au lepădat și legământul l-au căptat, ei de Domnul s-au lăsat. La multe certuri de zbinări sunt Iisus în adunări, vino la acești păstori. Doamne, suferința mea, dar nu mi-o știe nimeni ea. Dar numai Tu, Doamne, mi-o știi, de sus din cer, din vești, din cei, binecuvântat să fie. Dar de ce sunt așa încercat, spune-mi Tu, Iisuse drag, noi suntem prigoniți de păstori și de leviți, dar s-au pus pe jertfa ta, acolo în casa ta, oare cât îi vei răta? Dar noi vrem ca să-L cântăm pe tine, să te lăudăm, dar de Iisuse, mireasa ta, dar ea s-o spinde într-una, ea s-o spinde de dorul tău, știi că-mi este tare greu, vino la poporul tău. La umple de cu Duhul Sfânt, când trăim pe acest pământ, te-așteaptă biserica, dar te-așteaptă mireasa ta. Dar noi te așteptăm să vii, dar să ne duci în veșnicii, unde-ți numai bucurie. Dar vino, Doamne, și te ia, acolo în slava ta, dacă ești tu mântuit, te întreb suflet iubit, de ce nu te-ai bucurit? Deschide-ți inima ta și ascultă-mi
amintește ea. Te întreb, suflet iubit, dacă ești tu mântuit. Te întreb, suflet iubit, de ce nu te-ai la Dumnezeu? Deschide-ți inima ta să se nască Domnul ea. Ascultă-mă, tu creștine, dă-i asama și ascultă de te. Dacă vrei ca să trăiești, astăzi să te bucăiești, vino numai amâna, astăzi este ziua ta. Dacă vrei să ajungi în cer, fă un legământ cu el. Dar cel mai mare cadou este nașterea din nou, care o face Domnul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos, El este Regele nostru. Atunci când suntem mici, că atunci nu realizăm viața lui să-i o predăm și pe el să-l căutăm. Nu mântuiește, ea sigur te păcălește. Numai Domnul mântuiește, astăzi eu îți dau o veste. Să ia seama și ascultă mine, oare ce va fi cu tine? Că fără de legământ nu
te-o lua în casa mea. Și acolo te-o bucura și împreună vom cânta. Și acolo te-o bucura și împreună vom cânta. Te voi duce în casa mea, îți voi șterge lacrima.